ați șocat audiența cu foarte multe informații despre viitor, despre ceea ce ne așteaptă în viitor, legat de agricultură, de comerț, de consum chiar. Ce ne puteți spune? Mai mult decât tot ce am înregistrat până acum și am văzut în prezentarea dumneavoastră. Da, agricultura digitală cu tot ce implică ea, din care eu am prezentat doar câteva elemente astăzi, pentru că ele sunt enorm de multe și aparte zice trece mult continuu, este unul din principalele șocuri care îi așteaptă nu numai pe fermierii români, ci practic pe toți cetățenii din Europa. A spus că dacă nu vom fi conectați, vom dispărea. Ce înseamnă într-o acest anumită, lucru în perspectiva într-o noastră? Anumită perioadă de timp, când vor fi instalate și funcționale toate platformele care sunt prevăzute la ora actuală, platforme specializate pe diverse IT domenii, platforme IT, evident, IoT, internet, toate activitățile se vor desfășura prin intermediul acestor tipuri de platforme. Așa cum la ora actuală nu mai putem comunica unii cu alții să ne transmitem informații fără decât pe internet sau cu un telefon mobil care e cuplat la internet sau la orice alt tip de rețea, a face plăți, a face oferte, a cumpăra, a vinde, a-ți plăti taxele, practic, orice activitate curentă de zi cu zi se va face numai prin intermediul unor astfel de platforme. Marketingul, vânzările, ofertele și toate astea vor fi direcționate direct pe client și așa mai departe. Livrările se vor duce toate spre online, încet, încet. Este estimat că vânzările în magazin, de exemplu în Statele Unite, în 5 ani se vor reduce la sub 30%. Deci dacă vorbim de o piață ca Statele Unite, ne dăm seama ce volum va fi pe online. Deci, practic, asta înseamnă... Va dispărea mecanizatorul de pe tractoare și de pe utilajele agricole? Va dispare foarte mult contactul om-com. Da? Contactul se va face prin intermediul unor voci, unor imagini care vorbesc, care se mișcă, dar contactul direct cu omul încet, încet va dispare. Ce beneficiu va aduce pentru producția agricolă? Măcar să beneficiu, vedem beneficiu, beneficiu, da, beneficiu este următorul. Va maximiza eficiența oricărei activități economice, elimină orice forme de intermediere cu cheltuielile aferente, va genera, cum să spun, o explozie a performanței pe absolut orice domeniu, pentru că în momentul acela, cum să spun, orice decizie va fi însoțită de o analiză totală și în timp real pe absolut toate posibilitățile care există. Se vor minimiza efectele negative care sunt de climatice, de mediu sau de orice altă perturbație care poate apărea. Deci totul va duce spre costuri mai mici și performanță mai mare. Tocmai din această cauză, practic discutăm, cum am spus și eu, cine stă prea mult blocat în ziua de ieri și nu vede ziua de mâine, nu va fi campionul zilei de mâine, iar campion nu înseamnă că sunt doar câțiva care se urcă pe podium, ci podiumul este al nostru, al tuturor. Aș vrea să ne spuneți ce înseamnă proiectul Smart Agri-Hubs. Proiectul Smart Agri-Hubs are rolul de a asigura tranziția spre programul, nou program al politicii comune agricole 2020, în special pe pornirea, startup-ul acestui nou tip de organizare în care fermierii trebuie să fie parte pentru a putea accesa fonduri și pentru a rămâne în viață ca fermieri. Deci acest nou tip de organizare înseamnă parteneriate de tip flexibil în care fermierul trebuie, alături de unitatea care vine cu soluție inovatoare și alături de firma de IT, să dezvolte lucruri noi, pentru că numai cu lucruri noi mai poți trăi în ziua de mâine. Ce probleme va rezolva acest proiect Smart Agri-Hubs pentru fermierii mici, deci, medii? Îi ajută pe fermieri să se integreze în societatea fermierilor care merge mai departe în viitor. Și nu numai prin sfaturi, ci și prin bani, prin granturi pe care ei efectiv să se digitalizeze. Bun, cum pot accesa aceste granturi? Ce au de făcut? În primul rând trebuie să învețe că trebuie să organizeze. Să se asocieze? Trebuie să se organizeze în aceste forme de parteneriat, în care trebuie să vii în fața fermierului cu soluții tehnologice pe care să înțeleagă
că îi sunt folositoare și pe care să fie de acord să le aplice. Și pe urmă, cu acești bani, îl ajutăm să și le și aplice la el în fermă. Bun, vă adresați asociațiilor de fermieri, grupurilor tuturor de fermieri, tuturor formelor de organizare, de la fermieri individual la orice formă de organizare.